exclusivității noastre. Începem astăzi o serie de conferințe de presă pentru a putea prezenta în amănunt planul de guvernare al Partidului Social Democrat și, bineînțeles, planul de țară pe care îl are și candidatul nostru, domnul Marcel Ciolacu, candidat la prezidențiale. Începem această serie de discuții cu un element important și anume Planul Național de Reindustrializare a României. Este un subiect important pe care cred că l-ați văzut și l-ați identificat și dumneavoastră în spațiu public în ultimele luni, nu doar în anul 2024, dar și anul trecut, de când Partidul Social Democrat este la guvernare. S-a discutat foarte mult despre acest plan național de reindustrializare, mai ales după momentul în care știm cu toții am trecut printr-o criză în 2020, fiind din ce în ce mai elocvent faptul că avem nevoie de investiții majore în industria românească, în așa fel încât să putem să producem produse de calitate aici, acasă, în așa fel încât nu doar cei care lucrează în județul Iași, în întreaga România, să folosească aceste produse, dar bineînțeles ele să poată să fie și exportate. Suntem, bineînțeles, astăzi alături și de domnul rector Dan Cașcaval, rectorul Universității Tehnice din Iași, pentru că resursa umană din această perspectivă pentru reindustrializarea României, resursa umană este foarte importantă. Iașul este un centru universitar. În echipa noastră este și domnul rector, care va prezenta și din această perspectivă cum putem să contribuim cu toții la acest plan național de reindustrializare. Înainte de a-i da cuvântul domnului rector, aș vrea să vă prezint câteva elemente importante din acest plan. În principal, pilonii pentru reindustrializarea României sunt patru la număr și reprezintă sprijin financiar pentru toți cei care pot fi implicați în această activitate. Vorbim despre sprijin financiar de aproape 2 miliarde de euro care sunt destinați schemelor de ajutor de stat, în așa fel încât aceste sume să poată să fie investite în reindustrializare. Vorbim despre un al doilea element de peste 500 de milioane de euro pentru investiții strategice în industria prelucrătoare, având astfel posibilitatea să se creeze locuri de muncă în regiunile țării și mai ales în regiunea Moldovei. Al treilea element este legat de o sumă la fel de importantă, de aproximativ 1 miliard de euro pentru decarbonizarea proceselor de producție, sprijinind astfel companiile să devină eficiente din punct de vedere energetic. Și nu în ultimul rând, 250 de milioane de euro pentru producția de materii prime industriale esențiale pentru construcții și infrastructură. Există o nevoie din această perspectivă. Știm cu toții că dacă vrem să vorbim despre reindustrializare, indiferent că discutăm despre regiunea Moldovei sau discutăm despre întreaga Românie, elementul cel mai important este legat de infrastructură. Din fericire și pentru județul nostru, dar pentru întreaga regiune, din fericire în ultimele luni au făcut pași importanți cele două autostrăzi, autostrada A7, care este șantier de la Ploiești până la Pașcani. Toate loturile sunt în momentul de față în etapa de execuție, ceea ce e foarte important, mai ales ținând cont de faptul că vorbim de reindustrializare, e clar că avem nevoie și de infrastructură. A7 va aduce foarte multe beneficii, nu doar celor care locuiesc în zona Pașcani, acolo unde va fi și nodul dintre cele două autostrăzi, dar va aduce beneficii pentru întreg județul Iași. Autostrada A8, așa cum știți și dumneavoastră, a făcut în ultimele luni pași importanți, de aceea putem spune că acest plan de reindustrializare va avea efecte benefice la nivelul cel mai ridicat și pentru județul nostru, mergând în paralel aceste investiții din zona de infrastructură și aceste
sume alocate, nu doar pentru județul nostru, dar pentru întreaga România, în așa fel încât să putem să vorbim despre un plan coerent și eficient de reindustrializare a României. Înainte de a-i da cuvântul domnului rector, vreau să mai aduc în discuție un element important. Vorbim despre județul Iași, vorbim despre suprafețe foarte mari lucrate de cei care desfășoară activități în zona agriculturii. De aceea, un element important este și industria chimică, pentru că vor fi alocate și aici sume importante, în așa fel încât producătorii români să poată să beneficieze de îngrășăminte agricole în produse în țară, să nu mai existe această dependență de importuri, în așa fel încât să putem să asigurăm mâncare sănătoasă și la prețuri accesibile pentru românii, nu doar din județul Iași, ci din întreaga țară. Bineînțeles, un alt element important, în final, dar nu cel din urmă, este legat de IMM-uri, unde, la fel, așa cum am prezentat în prima parte, vor fi fonduri importante pentru această zonă, în așa fel încât între reprezentanții Guvernului României, între reprezentanții statului și mediul privat să existe un dialog continuu. Vreau doar să punctez și acest element. Pentru a pune pe hârtie și în aplicare ulterior acest plan național de reindustrializare, au fost făcute, înainte de a fi prezentat, au fost făcute discuții cu partenerii noștri din mediul privat, în așa fel încât, sau în urma acestor discuții, să putem să avem un plan care să satisfacă solicitările și nevoile lor. Deocamdată atât, o să răspund întrebărilor dacă va fi cazul. Pe același subiect legat de Planul Național de Reindustrializare a României, o să rog pe domnul rector Cașcaval să prezinte și un punct de vedere al specialiștilor sau un punct de vedere al celui care creează specialiști pentru toată industria din județul nostru, din regiunea Moldovei și numai. Mulțumesc foarte mult! Evident că este un punct de mare interes pentru mine, în primul rând, prin natura profesiei mele și din perspectiva faptului că sunt român. Și suntem cu toții conștienți de faptul că nicio țară nu se poate dezvolta fără o industrie proprie. Iar această industrie proprie trebuie, în primul rând, să se bazeze pe resursele proprii, dar nu numai, și trebuie să aibă în spate dezvoltarea ei o bază de legi și de acte normative care să-i asigure predictibilitatea evoluției. De aceea sunt, ca inginer, sunt foarte încântat de faptul că premierul Marcel Ciolacu este prima persoană de acest nivel care introduce într-un program de guvernare sau un program de țară ca unul dintre obiectivele majore industrializarea și revigorarea industriei. Fără această industrie nu am fi decât o națiune de consumatori, cumpărând și consumând ceea ce ne oferă alții. Aș dori să ating câteva aspecte legate de ceea ce poate însemna pentru România această industrializare. În primul rând, avem nevoie în aceste condiții de multe locuri de muncă. Deci o ofertă importantă de locuri de muncă cu diferite nivele de pregătire. Avem nevoie de specialiști în proiectarea proceselor, specialiști în proiectarea echipamentelor, specialiști în proiectarea tehnologiilor, avem nevoie de tehnologi, de coordonatori de flux și mai ales avem nevoie de o infrastructură și de specialiști de înaltă calificare în domeniul cercetării aplicate tehnologiilor respective. Universitatea Tehnică este partener direct la acest obiectiv din programul de guvernare, pentru că noi pregătim anual 4.000 de absolvenți de licență și de master care pot să activeze în aceste sectoare economice tehnice. Mai mult, noi pregătim, și așa cum a afirmat și premierul atunci când a vizitat universitatea noastră, pregătim specialiști care rezultă în urma sistemului de învățământ dual, un sistem pe care actualul guvern îl susține și care face ca studiile tehnice să fie mult mai atractive pentru elevii de liceu. În ultimii ani, atractivitatea studiilor tehnice a crescut foarte mult pentru că
Și mass media a susținut ideea că fără ingineri, fără arhitecți, fără domeniul tehnic, la modul general, nu ne putem dezvolta. Numai că, în absența unei mari industrii care să poată să absoarbă absolvenții universităților tehnice, practic, acești tineri nu sunt motivați. Și aș vrea să vă dau un exemplu pe care l-am dat și domnului prim-ministru atunci când ne-a vizitat Universitatea Tehnică, și anume admiterea mea. Am dat la Inginerie Chimică admitere în 1983, am fost 8,5 pe loc. Este o concurență demnă astăzi de universitățile de medicină. De ce a fost această concurență mare? Pentru că mulți dintre dumneavoastră știu foarte bine că Iașul era înconjurat de o multitudine de combinate, și Moldova în general, de o multitudine de combinate chimice care produceau, mă rog, diferite categorii de produse, nu are rost să le reamintim. Iar astăzi, în România, dacă există 2 sau 3 mari combinate chimice, și din păcate aproape niciunul în regiunea noastră. Noi, ca membri ai Partidului Social Democrat din Iași, vom susține foarte intens industrializarea regiunii Moldovei. Avem 2 argumente principale pentru care dorim să facem acest lucru. Pe de o parte este vorba de decalajul istorico-subiectiv, aș spune eu, dintre regiunea Moldovei și celelalte regiuni ale țării, iar pe de altă parte, datorită tragediei care se întâmplă acum în Ucraina, cu certitudine, Moldova va deveni un centru prin care se va dori sau se va coordona reconstrucția acestei regiuni a Europei. De aceea, prin tot ceea ce putem face noi, specialiștii în științele tehnice, vom susține acest obiectiv major din programul de guvernare. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule mentor. Vă rog frumos, dacă sunt întrebări, am toate dumneavoastră. Dar ce întrebări domnul Cașcaval pe acest interes, dar masiva Moldovei? Dacă poate să-mi spună câte parcuri industriale sunt publice și private în de Iași? Câte parcuri industriale sunt publice și private? În Iași. În Iași, cred că avem 2 parcuri industriale, care sunt semi-publice și semi-private. Doar 2, da? Da. Care merită atenție. Domnule rector, de anul acesta sunt 5 universități în România care asigură licență duală, 18 programe. La Iași cum vor fi? Niciunul nu este la Iași. Lăsați un pic, sunt 2 universități partenere pentru învățământul dual și nu asigură, e o mare diferență, între a asigura și a avea eventual un program avizat provizoriu. Având în vedere că acest program a început anul trecut, așa, nu se poate vorbi de o asigurare a licenței în învățământul dual. Deci este un program în implementare, în derulare. Da. Doar că unele universități, din diferite motive și în diferite condiții pe care nu le dezvolt aici, și-au avizat programele de studiu dublu. Dar nimeni nu a impus ca în primul an să se avizeze aceste programe. Deci universitatea noastră, da, dar nu au, n-au niciun specialist. Când vom avea la Iași? Ba, figurează Iași. Este parteneriat între noi și Universitatea de Științele Vieții. Premierul acum 3 luni a venit special, da, 25 de milioane de euro. Premierul, campusul se construiește la Iezăren și a venit special acum 3 luni, tocmai ca să discutăm despre acest campus. Deci există. Suntem printre primele 8 universități sau parteneriate, mai corect, din România, care au avut acest proiect aprobat. Apoi s-a suplimentat la 18. Și când vorbiți la reindustrializarea României, la ce fel de industrie vă referiți? Am spus toate domeniile. Vreți să fiți mai concret pe județul Iași? Mai ce vedeți revigorat? Ce industrie credeți că ar merita atenția? Păi, în primul rând, ce învățământ tehnic avem în orașul nostru care poate susține prin specialiști o industrie? Avem în toate domeniile. În afară de domeniul cumva consacrat, IT-ul, care este, să spunem, încă în dezvoltare în județul Iași, pentru că are potențial, toate celelalte. Dacă ne referim numai la facultățile universității noastre. Sunt clar. Concret, fabrici, uzine, ce vreți să fabrici de tractoare? Nu uitați că în programul de guvernare este vorba de un parteneriat public-privat. Deci nu ne referim numai la construcții strict ale statului, ci așa cum se menționa acolo, cele 2 miliarde de euro consolidează chiar și ceea ce a fost creat acum. Deci eu personal văd, avem tradiție în industrie chimică, avem tradiție în textile, avem tradiție în mecanică, în construcții, oricum, toată lumea are nevoie de construcții, evident, dacă ne referim numai la infrastructura care trebuie să construiască, Spitalul Regional de Urgență, autostrăzile. Deci, practic, toate domeniile.
IT-ul, electronica, deja sunt, să spunem, consacrate. Și în ceea ce privește agricultura, toată partea aceasta de procesare și, bineînțeles, valorificarea producției, nu doar la nivel județean, poate la nivel regional. Deci, acoperim în mare parte cam toate domeniile la care deja avem. Industriei clasice, evident, evident, și aici poate n-am subliniat foarte bine la standardele actuale, deci industrii sustenabile, nepoluante, cum se spunea și în programul de guvernare, deci fără sau cu reducerea puternică a emisiilor de carbon, asta înseamnă decarbonizarea, deci industrii care să respecte toate cerințele și normele internaționale, din punct de vedere al poluării și al impactului asupra mediului. Mulțumesc. Cu observația că, din ce știu eu, piața formează școala, nu școala formează piața. Deci, vreau să aveți facultăți de tranziție expres. Dacă vine piața și vă cere alți specialiști formați, nu formați specialiști în domenii care vă cere. Aici lucrurile sunt relative și nu cred că vreau să dezvoltăm acum subiecte. Da, este o foame de forță, de muncă. Piața aici are nevoie. Sunt o grămadă de domenii care au nevoie și dumneavoastră nu supliniți nevoile astea. Dar hai să întreb altceva. Vreau să întreb dacă ați făcut un ultim sondaj pe județul Iași, care sunt scorurile? Nu avem. Nu am făcut în această perioadă, nu am făcut un sondaj ca să vă putem prezenta ceva cifre vechi. Păi și cum vă modulați atunci oferta pentru campanie? Fără sondaj. Oferiți așa, în urmă. Fără să știți ce vrea public. Păi știm ce vrea publicul, dar nu avem un sondaj recent. Păi, ok. V-am răspuns că... Când a fost făcut ultimul sondaj? Când a fost făcut ultimul sondaj? A spus că nu aveți un sondaj recent. Folosim datele pe care le-am identificat și în momentul în care am venit în fața ieșenilor cu un program de guvernare, odată cu candidaturile noastre pentru consilii locale, județene și la momentul respectiv au fost identificate o serie de teme importante, indiferent că vorbim de municipiul Iași, că vorbim de județul nostru și ne bazăm pe acele cifre. Nu cred că în ultimele 3, 4, 5 luni, să spun maxim, dacă sunt 5 luni, s-au schimbat prioritățile cetățenilor din județ și din centrele urbane. Care este ținta filiale pentru alegeri și dacă vă temeți că, nu știu, primarii PSD, sau unii dintre ea, te-a defectat sau N-am avut niciodată această temere. Primarii noștri, cred că au fost în top și lucrurile acestea se văd și din rezultatele pe care le-au obținut. Mă refer nu doar pentru procentele și scorurile pe care le-au scos pentru candidatura dumnealor și pentru consiliile locale. Cifrele sunt relativ apropiate și pentru ceea ce înseamnă votul politic pentru Consiliul Județean sau chiar pentru candidatura pe care subsemnatul a depus-o la momentul respectiv. Așa cum în momentul alegerilor locale au fost la capacitate maximă, să spun așa, sunt convins că prin dialog, prin toate lucrurile pe care le putem rezolva împreună și la nivel local, dar mai ales la nivel guvernamental, au și dumnealor tot interesul ca Partidul Social Democrat să scoată un scor bun în Iași, pentru că apoi, odată cu intrarea la guvernare, după aceste alegeri prezidențiale și parlamentare, și colegii noștri primari, să beneficieze de sprijin din acest punct de vedere. Sprijinul vine doar în momentul în care și rezultatele sunt pe măsură. Dați fixat un număr de mandate sau un număr de voturi? Sau... Noi ne propunem în momentul de față să obținem un scor care să ne poată da 2 senatori și 5 deputați. Bineînțeles că acest scor poate fi atins doar printr-o mobilizare a tuturor structurilor pe care le avem noi, indiferent că vorbim de primari, președinți de organizații și așa mai departe. Cum vă așteptați să fie această campanie electorală? Eu mi-aș dori, așa cum am făcut și la alegerile pentru Consiliul Județean sau pentru alegerile locale, mi-aș dori să fie o dezbatere despre tot ceea ce ține de astfel de soluții pentru ca România să poată să evolueze. Bineînțeles, folosim toate sursele de finanțare existente, mai ales că în momentul de față există aceste surse de finanțare, o dezbatere pe proiecte și pe tot ceea ce înseamnă investiții pe care putem să le susținem, nu doar la nivelul județean, dar și la nivel regional. Spun acest lucru pentru că după 5 ianuarie 2022, când am intrat în prefectură,
Una dintre primele întâlniri a fost făcută cu toți liderii partidelor politice, în așa fel încât să ne stabilim, nu doar din punct de vedere administrativ, dar și din punct de vedere politic, o serie de priorități, proiecte majore pe care să le susținem, în așa fel încât toți cetățenii din județul nostru să beneficieze de ele. Mai am o întrebare tehnică. Spunea domnul Cașcaval despre industrializare. În ultimii două luni s-a vorbit la ea, sau acum două luni s-a vorbit la ea despre un mega combinat chimic de 2 miliarde da. De dolari de euro. Ceea ce a făcut ca concurența, mă iertați că am luat un pic înainte, ceea ce a făcut concurența la inginerie chimică să fie mai mare decât în orice an. Da. Dar unde ar putea fi construit un asemenea combinat? Asta nu am de unde să știu. Cel care dorește să investească și să obțină fonduri europene, știm despre cine este vorba, dar n-are rost acum să-i pronunțăm numele aici, ca să-i facem promo. Dumnealui va stabili. Asta nu ține de noi, în niciun caz. În niciun caz de... După știința dumneavoastră, spuneați de parcul industrializat. Dar nu cred că într-un parc industrializat poate să aibă locul astfel de combinat. Păi este vorba. Păi dar nu într-un parc, e un combinat. Este o imensitate. Adică așa se dorește, declarativ. Deci n-am ajuns încă la etapa de proiect și nu cred că de noi depinde neapărat proiectul. Ne putem proiecta tehnologiile, procesele, echipamentele. Proiectul ca atare depinde de cel care dorește să investească. Ori, fiind vorba de un combinat, asta presupune o suprafață foarte mare. Foarte mare. Mulțumim. Mai am o întrebare. Ați mă întrebat decizie, sau când o veți lua, sau cum vedeți lucrurile, prin alianțele din viitorul Consiliului Local? Sau mai precis, îți face alianță PNL-ul? Am mai declarat lucrul acesta. Suntem deschiși la discuții, dar nu s-a luat nicio decizie în acest punct de vedere. Sunt convins că și ceilalți actori de pe scena politică la nivel județean iau în calcul toate variantele, așa cum le luăm și noi, în folosul, în primul rând, în folosul cetățenilor din județul Iași, din municipiile, din județul nostru și așa mai departe. Vom ajunge la o concluzie și din acest punct de vedere. Înainte de alegeri? Aici, nu știu, e discutat în funcție de ceea ce se întâmplă în următoarea perioadă. Vom analiza și această perspectivă de timp, ca să spun așa, când ar putea să se întâmple.